Un nou început este pentru noi adesea o șansă, o speranță. Ne îndreptăm către un nou început cu încredere, cu entuziasm, cu bucurie și așteptăm ca lucruri minunate să se întâmple în exteriorul și în interiorul nostru. Mai ales atunci când condițiile de viață nu sunt foarte favorabile, mai ales când experiențele noastre de viață nu sunt cele mai fericite, mai ales atunci când pare că ceva nu prea merge în viața noastră și nu ne simțim nici împăcați, nici satisfăcuți, aderăm la această idee a unui nou început sau unor noi începuturi. Când ne gândim la un nou început, de fapt, noi ne gândim spontan la exterior. Facem o asociere între un nou început pe care ni-l dorim și ceva care se petrece în exterior. Un anumit moment care urmează să vină, un anumit eveniment care urmează să se producă. Cert este că pare să depindă ceva, asocierea noastră se face cu ceva sau cineva sau un complex de situații, de evenimente din exterior. Însă când acest lucru se petrece și acele situații, acel cineva, acel complex de condiții se va fi întrunit și noi credeam că vom fi fericiți, constatăm destul de repede că nu durează foarte mult și că acestea sunt efemere, momentele de împlinire, de bucurie. Începutul acesta nou se epuizează destul de repede și în scurt timp, poate doar câteva zile sau câteva săptămâni, observăm că suntem prinși în același mod vechi de gândire, în același vechi mod de viață, aproximativ în aceleași obiceiuri și experiențe repetitive pe care le avem. Deci șansa unui nou început când noi ne proiectăm în exterior se irosește.